Salutare, Reading Buddies aici, cu un episod special pentru voi. Bine v-am găsit, bine v-am auzit. Sper să aveți un Halloween liniștit, ținând cont de situația actuală. Cred că putem spune, Traian, că anul ăsta a fost chiar un an de Halloween, nu? Bă, stai un pic, e o situație foarte, foarte bună. E chiar un Halloween, așa, un Halloween continuu. Da. Da, o să fie un Halloween foarte special. Bine, sincer să fiu, nu sărbătoream Halloween-ul, dar nu sărbătoresc așa, adică nu fac chestii. Cred că la un moment dat am văzut niște copii prin oraș care se plimbau cu după bombonele, gen. Da? S-a fost interesant chestia asta. Cred că în curând va apărea și la noi modul ăsta. Da. Dacă copiii se distrează și se simt bine, eu sunt pentru. Da, și ăla. Și bănesc că vă întrebați de ce Halloween, de ce vorbim despre chestia asta și de ce ați văzut și teaserul nostru deja. Și bănesc că și din titlul episodului v-ați dat seama, astăzi o să vorbim despre o carte horror, dar o carte cu povești horror autohtone, cum v-am obișnuit. Noi suntem fanii lucrurilor făcute la noi, adaptate da. pentru țărișoara noastră dragă. Și o să vorbim despre aclofobia de A. R. Deleanu. Da, sau Flavius Ardelean. Deci Flavius Ardelean, dar el un da. alter ego. Da. Păi, cartea este alcătuită din 10 povestiri macabre, cum o să vedeți și pe coperta cărții. Este o carte, cum am zis, încărcată cu povești horror, ciudățele cumva, bizare, cum zicea Cristina în ultimul episod despre cealaltă carte a lui Flavius. Și dacă ați urmărit episodul, a mai menționat Cristina alte două cărți. Zic bine, Cristina? Da. Una tot cu poveștiri de groază și una pentru copii. Deci avem și pentru copii povești de groază. Găsiți acolo mai multe despre... Da, un început de... Poveste de groază. De fapt, nu știu, basm de groază, cred, ar fi mai potrivit. Da, cred că e cel mai potrivit. Păi, așa, câteva detalii despre carte. Cartea o găsiți la editura Herk Bennett. Sper că am pronunțat bine, Cristina, știu că tu erai... Da. E bine. Da. A apărut în anul 2014, din ce m-am interesat, și are 282 de pagini, deci este subțirică. Și am mai aflat și eu că este, dar nu mai știu ne-am citit, că este a doua carte a lui Flavius? Cred că da, da. Da, așa am găsit din informațiile mele. Cartea, nu știu dacă o puteți găsi, ideea următoare, este destul de, nu știu, rară, îi pot spune? Ideea e că a apărut deja, cred că, a treia ediție, a treia reeditare, nu știu exact care e termenul corect. Eu am ediția a doua. Și ca surpriză, în ediția a doua mai aveți o poveste în plus, deci sunt 11. Da, și eu am ediție, cred că am altă ediție față de tine, am una din 2016, ediția 3, da. Tu ai ediția deci 3? Nu cred că am, da, nu cred că a mai fost reeditată. Și tu, a ta e diferită parcă, nu? Da, cred că ai da, ceva mea, în plus. A mea e diferită, am o poveste în plus, în ediția a doua am Kilian și Valeriu. Da. Ai și prefață sau? Bă, asta nu... Stai că un pic. Știu că e una și cu prefață. Nu am nicio prefață. Am doar câteva detalii despre Flavius. Da, deci da, este... cred că aia e prima. Nu, e a doua. Scrie pe aici unde e prețul, scrie că pe ediția a doua... Cea cu prefață. Ah, cea cu prefață, scuze. Da, asta mai văd că e a doua, deci tu ai a treia ediție. Da, noi sperăm nu să... niciun bonus. Asta e. Păi bănesc că a apărut bizarul prozea, apoi și de asta nu am da, mai... Da, știam de povestea din cealaltă. Așa că n-am pierdut nimic. Pare rău. Văd că cartea a fost și premiată. A primit câteva premii pentru proză scurtă, fantastică și premiul Tuke în 2013. Deci, cartea este destul de apreciată, să zic așa, destul de bine văzută și pentru mine, care nu am mai abordat stilul ăsta, mai ales chestii românești, chiar mi s-a părut interesantă. Da, și mie la fel. Și chiar ne-am propus anul acesta să citim mai multe cărți scrise de autori români, contemporani, dacă se poate, și cred că vor mai urma mai multe episoade pe această temă. Avem mai mulți autori pe listă.
Da, ar fi frumos să cumva să promovăm și să promovăm și autorii noștri autohtoni și pe lângă asta, mă, și fac treaba. Adică sunt foarte, foarte tare și foarte interesante cărțile. De ce da, să, da, și pentru mine a fost o surpriză plăcută, da. Da, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Dar vom vorbi mai multe la final. Eu câte povești am auzit despre volumul ăsta. Că cred că te-am nebunit. Doamne, și eu eram, și Dan, băi, nu? Ce se întâmplă? Trebuie să fie atât de... ceva wow. Și a fost pe mi era teamă că o să am așteptări prea mari și nu o să-mi placă, mm-hmm. Dar... Da, cam așa se întâmplă de obicei, că și mai puțin, da. Cartea e alcătuită din poveștii scurte sau, nu știu, poate medie, așa ca și lungime. Nu sunt, unele sunt foarte scurte, unele au câteva pagini, altele, să zicem, că au, cred că, undeva în jur de 20 de pagini, dar nu sunt foarte, foarte mari și se pot citi individual cumva într-o tură de citit. Da, cred că dacă citești una pe seară, ajung să le termin imediat. Da. Ai zis bine asta cu una pe seară. Așa, e proceda și tu. Nu știu ce să zic. Nu, am citit mai mult. Am citit trei serii repetat să o citesc cât mai repede. M-aș și prins. Dar chestia e că ai zis asta cu cititul seara. O recomand să fie citită oricum în liniște. Eu personal, adică să nu o citești într-un loc public, nu știu, în autobuz, în metrou, într-un spațiu de genul ăsta, pentru că cred că îi strică din farmec, dacă mă întreb pe mine. Da. Asta că vrei să cumva să trăiești poveștile destul de intens, locul da, nu în mai care eu l-am pățit. Da. Exact. Dar da, chiar citești... este recomandată să fie citită noaptea. Exact. Da. Adică dacă citești seara sau noaptea, unele povești chiar o să te facă, nu știu, să te ieși după un perete, că trebuie să-ți iei un pahar de apă. Da. Da, pe mine una chiar m-a făcut așa, era. Au fost câteva și o să și intrăm un pic în detalii despre câteva povești. V-am făcut așa o introducere. Cartea chiar are o notă mare pe Goodreads, are 4,14 și eu cred că merită din plin și eu i-am dat, știi, 5 steluțe, nu știu cât i-ai dat tu. Momentan i-am dat, dar le are 5 de la mine, garantat. Da. După cum vezi, pe entuziasmul meu. Cred că ar trebui să facem un top cu cărțile cu 5 steluțe de pe Goodreads. La mine nu funcționează, sunt multe. Da? Ai uitat ce nu, că și eu am, dar mai facem încă un top cu încă 5. Da, ar merge să facem încă un top. Top 4, 5 și 6. Vreau să mai menționez o chestie, că mi-a plăcut foarte mult ce face autorul și anume că împletește destul de bine ideea de fantastic, pentru că avem fantastic, mm-hmm. avem horror și parcă e o combinație de, nu știu, de, cred că fantasticului Eliade și fantasticului Marian Coman, mm-hmm. cu un pic de Stephen King, asta cel puțin din ce am citit până acum, mm-hmm. Bă, și la final a venit așa, le amesteci bine și cam fetițele, Powerpuff, a venit Flavius Ardelean la final, a pus elementul X și a ieșit capodopera asta, știi? Exact așa am perceput-o eu ca experiență. Da, și am perceput-o la fel și chiar m-a uimit cum poate să fie, nu știu, atât de creativ și să știe să îmbine și SF-ul și un pic de thriller și are pe alocuri și romance, dar foarte, foarte puțin. Cumva titlurile povestirilor mi se par foarte bine alese și așa ca temă principală aclofobia este teama de întuneric sau de locuri întunecate, dar cumva gândindu-mă și la fiecare povestire în parte, mi se pare că explorează și diverse frici ale firii umane în general. Adică pe lângă elementele horror, care sunt făcute special să te înspăimânte, sunt și elemente cumva de filozofie, de psihologie, da. De simbolistică. Da. Are, am observat și, adică fiecare poveste ai văzut, e mai mult decât da, o povestire simplă de groază. Pare chestia asta și dacă mă întreb pe mine, ai văzut fiecare poveste, trebuie cumva, nu, trebuie interpretată, altfel nu... prea, multe din ele nu au sens neapărat sau sunt destul de ciudățele așa la prima vedere, dar dacă stai și le înțelegi, le interpretezi, atunci au un sens. Da, te lasă cumva să cauți piese și după aia să le pui cap la cap, să faci un fel de puzzle. Exact. Și apoi să ai un sentiment ăla de aha, era, da, deci apoi să dormi iară cu plapuma în cap.
Am ajuns de la opera de artă la cât de bolnavă e cartea asta. Are și momente de what the fuck. Fucked up. Ok, păi cum facem cu poveștile? Le luăm în ordine, trecem puțin prin ele, menționăm ce ne-a plăcut fiecăruia, cum propui. Păi cred că putem să spunem așa câteva cuvinte despre fiecare, pe scurt, da, și câteva păreri. Da, am putea să facem chestia asta. Păi și încep tu? Ok, da. Prima povestire se numește Trenul Umbrelor, care ne este prezentat un oraș. În acest oraș are loc un fenomen ciudat. Oamenii încep să rămână fără umbre, iar când acest lucru se întâmplă, nu se mai pot mișca, rămân cumva împietriți și o mamă împreună cu copilul ei ajung să fugă și să se refugieze într-un tren ciudat, plin cu călători necunoscuți. Și cumva erau prezentați așa ca fiind îmbrăcați ciudat, parcă dintr-o altă lume. Aceștia păreau a fi neprietenoși cu personajul principal și se va întâmpla ceva la finalul povestirii, care va implica o creatură misterioasă. Să dăm spoilere sau să nu dăm spoilere? Nu știu, eu n-aș strica-o. N-aș strica-o, da. Mi-a plăcut, adică a fost chestia cu umbrele în momentul în care... Bine, o să vezi în prima parte a poveștii mea atunci la început, da, chestia când tu ridica copilul și se uita la umbra lui și eram, bă, care-i faza? Nu înțeleg. Da, cum crezi tu, cum consideri? Mă, așa de început mi-a plăcut prima povestire, adică mi s-a părut bună de început, de încălzire, să zic așa, și cred că finalul m-a atras cel mai mult, mai ales cu creatura aia și parcă și acolo a avut puțin simbolism așa, cu trenul ăla și cu creatura din tren. Și mi s-a părut că e și cumva un e un fenomen ciclic acolo cu femeia și cu copilul că ajungeau. Da. Și ai văzut că e și o chestie că iarăși se întâmplă, zic la un moment dat că iarăși se întâmplă chestia asta. Da. Per total aș fi vrut să aflu mai multe informații, cum au dispărut umbrele, de ce, ce era de fapt trenul, de ce urcau mame cu copii. Eu n-aș fi vrut să știu mai multe despre povestea asta. Chiar n-aș fi vrut. Tocmai asta mi-a plăcut la foarte multe povești de aici, pentru că, uite, vorbim strict de asta cu trenul, e scurtă, îți setează cumva, știi cam cum o să fie cartea, citind primele... prima poveste, da? O să-ți dai seama ca cum o să evolueze și restul poveștilor după ce citești prima poveste și... Am înțeles cum o să fie cartea și mi-a plăcut toată ideea de bizar, de bă, stai un pic că nu înțeleg, mai dai două pagini în spate să văd care, să încerc eu să interpretez. Și mi-am dat seama că așa o să fie toată cartea. Da, bine, și eu mi-am făcut o idee așa, dar vreau să știu, cred că mai multe despre creatura în sine, știi, că cumva părea ceva care există de când timpul, știi, adică era ceva primordial acolo, era... Și vreau să știu... De când se întâmplă chestia aia și, nu știu, parcă e prezentată societate la început și mă gândeam că poate are cumva legătură. Începusem deja, știi, să o iau pe de-astea, tot felul de scenarii, știi? Da, eu nu m-am dus de mult. Eu am luat-o ca atare și am zis, fuck it. Dar că mai mult mi s-a părut așa, cu foarte multe idei și foarte multă simbolistică decât înspăimântătoare. Am auzit că a doua ți-a plăcut ție foarte mult. Da, a doua, Scrum, e... E preferata ta? Cred că e preferata mea. Cred. Pentru că am trăit-o, eram așa... Și eram acolo, bă, ce se întâmplă? Vreau să văd. Unde se ajunge? Unde... Cred că la asta am fost și eu. Am avut primul moment de, așa, de fact up, știi? Eram multă. Ideea e că am și scăpat foarte... Adică eram așa foarte concentrat. Era la fel, cred că am citit într-o seară, într-un... În special am citit seara sau noaptea, când era destul de liniște în cameră. Sau am căutat momente care să fie foarte liniște și să și intru în seara aia de horror. Scrum, spre exemplu, e un pic... M-a și prins pentru că este foarte bine ancorată în realitate și este povestea a doi îndrăgostiți care sunt în vacanță în Ungaria, el și o ea, pe el chema Ig și pe ea Cami. Cami și cu Ig, faza e că ăștia doi aveau un moment intim, să zic așa, un moment relaxant într-o cadă și la un moment dat îl apucă pe ăsta
auzenile și începe să zică că aude el sunete ciudate și că îi se pare că aude un chibrit arzând, de unde și titlul, că se aude un chibrit arzând când se aprinde chibritul, se aude sunetul ăla de catran și de acolo și numele de scrum. Ideea e că îi se pare odată, îi se pare de două ori, a doua oară deja începe să plimbe până în casă să vadă care e treaba, nu, dai că începe și investighează, trece peste momentul respectiv și apoi ușor, ușor omul începe să aibă câteva întâmplări. Nu aș vrea să zic mai multe pentru că, iarăși, stric senzația cărții și feeling-ul pe care îl lasă ea, doar că e și o combinație, că Ig era veteran de război. E o combinație de asta de, băi, stres post-traumatic, băi, se întâmplă ceva care și te pune pe gânduri și vrei să afli mai mult și eu personal m-a prins foarte mult povestea, eram acolo, eram, bă, ce se întâmplă, ce se întâmplă, vreau să aflu cât mai repede și cât mai... M-a făcut curios, ce să mai... De asta n-aș vrea să povestesc pentru că o stric. Dar are, cum și asta, are un tâlc, are o chestie, are un, cum ai zis tu, are și o simbolistică și un, nu știu, un motiv. Aici e un pic ideea de gelozie combinată cu ideea de fantastic, de ce se întâmplă în vacanța lor. Și mi-a mai plăcut și chestia cu băiețelul care apare la un moment dat. Da, da, da. Dar bună scrum. Da, și mie parcă nu mi-a plăcut atât de mult față de prima. Mie mi s-a părut că a fost așa, cumva scrisă pe fugă și clișeică pe alocuri. Și mi se pare că s-a axat foarte mult pe violență, pe violență pură a personajului principal. Dar mi-a plăcut partea cu finalul, tot la fel, că e cumva un fenomen care se va întâmpla la nesfârșit acolo. Și mi-a adus aminte în mod ciudat de camera 1408. Mai știi, da, filmul? Eu n-am văzut filmul. A. Din păcate. Să-l vezi. Da, e tot la fel cu o cameră de hotel în care se întâmplau chestii ciudate. Că ai zis acum, mi-am adus și eu, am făcut și o legătură. Bine, cred că ai zis tu de ideea de violență. Odată la mână, cred că eu am empatizat mult mai mult și m-am prins mult mai mult povestea pentru că... multe chestii se întâmplă din perspectiva lui Ig. Și Ig fiind bărbat, poate și de-aia am empatizat cu și eu, da, mai mult că, știi? Și tu fiind în perspectiva... Exact, tu ai fost un pic, bă, what the fuck? E ok, știi? Dar poate eu de-aia am... Bine, nu că e ok să bați femeile. A fost doar o chestie că... Nu, dar că acolo avem toată ideea întemeia... de gelozie și de... Da, el exact, era gelos, se gândea că nevasta lui îl înșală, da. Asta m-a făcut, știi? Era un pic așa, băi, care e faza? Adică e pe bune, nu e pe bune. Da. Plus că avea și problemele lui cu stresul post-traumatic. Exact, cu... exact. Cumva parcă e axat mai mult pe tema bolilor mentale, știi? Adică da. Așa mi s-a părut. Păi, acum că ai zis tu de 1400, mi-am așa aminte. Seamănă cu ultima noapte de... ultima noapte de dragoste, ultima noapte de război. Ah, da, uite la asta, da. Nu m-am gândit. Da, deci exact, e chestia aia, știi, prima parte, dacă aș ști cartea, momentul în care începe el cu, ce se întâmplă, cu iubita mea, la, are o chestie de genul ăsta, dar da, e fucked up și cartea. Toate poveștile sunt demente oricum. Da, da. Demente bolnave. Okay. Și a treia povestire, atunci când nu era mie, asta cred că e printre preferatele mele, cred că top 3, sigur. Nu e prima, cred că e a doua. Ia, care, ce se întâmplă? Mie mi-a plăcut că e și așa un pic SF. E vorba despre o rasă extraterestră care invadează Pământul și lumea e descrisă ca fiind acaparată de navele astea extraterestre care sunt peste tot, umplu cerul, creaturile cumva ajung să devasteze Pământul, să-l pârjolească, să polueze solul și ajung să manipuleze omenirea și să construiască un fel de hale în care oamenii erau spălați pe creier și ajungeau să lucreze la un fel de plan cosmic super fucked up, în care reginele acestei rase sunt crescute pe pământ și apoi sunt trimise în spațiu ca să colonizeze alte lumi. Bune, știi cum nu m-am deci, mi-ai dat un mindfuck acum, eu am înțeles altfel că ăia, ai văzut că a fost la început chestia când se rupe pământul sau ceva de genul ăsta, se sparge, și am crezut că tot planul ăla era undeva în subteran.
Eu așa, da. eu așa m-am gândit la ea. Cred că am arătat niște detalii pe acolo și nu... Da, păi parcă... Deci erau pe plajă. Da, și s-a desfăcut pământul. Da, dar zice că cumva, știi, vede deasupra apei nava și vede din ce în ce mai multe nave și după aia se despică pământul și după aia trece direct la prezent. Când okay. prezintă lumea așa descrisă okay. ca fiind super pustită și super poluată, cu nu știu, cerul era galben. Știi, mi s-a părut că seamănă, ai văzut Blade Runner ăla nou? 2049? Nu, nu l-am văzut. Că mi se pare că seamănă cu ăla, adică așa mi-am imaginat sau am preferat să-mi imaginez. Bă, da, are o chestie, mi se pare că se duce într-o chestie de asta. Nu știu dacă cyber, nu cyberpunk, e o chestie, da, ba da, da, e o chestie, da, asta, ba, da, cyberpunk, da, da. Cumva post-apocaliptică, e o chestie... Da, da. În care viitorul cumva nu mai are nicio soartă, da, și exact. La fel și oamenii din el, da. Da. Și personajul principal e unul dintre muncitorii din acele hale. Acestora li se administra o pilulă miraculoasă numită Life Plus și chiar e specificat că personajul principal avea undeva peste 90 de ani. Și când el iese din tura de la muncă, vede o femeie în trenul pe care o lua spre casă, care îi aduce aminte cumva de fosta iubită și se declanșează așa niște evenimente. Și în același timp avem alfir narrativ cu trecutul lui de când a cunoscut-o pe ea până în prezent. Da. Oricum e simplu să... Adică imediat faci legătura între femeia respectivă și iubită, pentru că cu 5 pagini înainte era cu ea călare pe plajă, deci locurile sunt... romantic. Asta, da, cât de romantic a putut să fiu la fraza asta. Dar să știi că mie nu mi-a plăcut, adică mi-a plăcut povestea de dragoste, mai mult mi-a plăcut cum a prezentat autorul lumea în sine și cum a prezentat ce i s-a întâmplat personajul principal după ce au venit extraterestrii și până a ajuns el să lucreze în hală și ce s-a mai întâmplat între timp. Uite, eram două încolo de fată, două încolo de plajă, nu? Da, dar uite, și că ai zis-o acum chestia asta, am realizat că Flavius ce a făcut cu poveștile astea sau ce face cu ele e că, uite, exact ce s-a întâmplat acum. Tu ai avut o interpretare, eu am avut altă, mi-am imaginat cu totul altfel toată povestea respectivă și... Pune câteva elemente, să-ți dea câteva lucruri destul de simple, adică spune personajul X era cu personajul Y pe plajă și se întâmplă nu știu ce, la. După aia ține tot de tine cum îți imaginezi toată acțiunea respectivă. Adică îți spune elementele, da, spune ce se întâmplă, dar nu-ți dă absolut nicio descriere, îți dă foarte puțină descriere despre lucrurile respective. Dar cât ai nevoie, și da. E mintea ta aia care explorează și se duce în toate, adică asta cu, mi-am imaginat o lume acolo, eu mi-am imaginat o lume undeva în subteran, așa post-apocaliptică, da, bolnavă. Vezi, avem interprete diferite. Mi-am imaginat invers, cumva, știi, o lume super, nu știu, deșertificată, așa, și foarte, nu știu, fără speranță, fără, în care nu puteai să miști. Mai ales mi s-a părut că, ai văzut că în tren era cumva un ochi care supraveghea tot și m-am gândit la 1984. Da, mai mult mi-a plăcut că mi-am imaginat lumea distrusă decât... și mai ales mi-am imaginat reginele, cum arătau și extraterestrii, da, și da. Chiar m-a făcut să mă gândesc cumva la o teorie din asta iarăși, că poate fata aia dintre nici măcar nu exista, că a fost cumva o amintire din trecutul personajului principal care, nu știu, încerca să scape de intoxicarea cu Life Plus, care ai văzut că, deci el a trăit super mult, avea 90 de ani. Dar în același timp era foarte spălat pe creier, adică el voia cât mai repede să ajungă la regine și să aibă grijă de ele și cumva le dădea oamenilor pe dragostea falsă pentru această rasă ciudată. No, dacă ai văzut, la un moment dat se întâmplă ceva și din perspectiva acelei femei, știi? Și e cam un pic cam greu să nu existe. Da, dar faci, da, așa e, dar cumva nu e dusă până la capăt, e doar așa... Da. Poate citesc că oamenii și ne spun și nouă, poate, da, să ne lase, poate i-am făcut curioși și vor să... Că da. Și eu, da, vreau să aflu mai multe păreri. Următoarea poveste care mai... Acum este Kilimanjaro. Kilimanjaro. Bine, o să trecem prin toate sau... Așa, care ne-au plăcut cel mai mult. Ok. Bă, Kilimanjaro, uite, că ai zis, mi-a plăcut. Mi-a plăcut, nu am mai lucruri de spus despre ea, e o poveste cu o călătorie pe... Muntele Kilimanjaro, bine, o călătorie ușor neașteptată, dar are un twist dement rău de tot spre final și
Da. Cam asta e tot ce pot să spun despre Kilimanjaro. Mi-a plăcut, m-a surprins. Eram la modul gata să termină, când să dau pagina, eram what the fuck? Deci chiar aia a fost reacția mea. Bă, ce, what? Stai, cum? Exact când să termin ultimele cuvinte, eram, nu, n-are cum. Și asta m-a impresionat la povestea asta. Da, și mie mi-a plăcut super mult și asta. Și cred că după asta și după cea de dinainte și încă una pe care vă vorbim mai încolo de ea, aș vrea să, nu știu, să citesc mai mult, poate să fi citit un roman despre fiecare. Mie, în general, place tema asta escaladării munților și a cuceririi vârfurilor, adică nu știu dacă am menționat, dar una dintre cărțile mele preferate e și Into Thin Air, care prezintă povestea unei echipe care a escaladat Everestul în 1996, în care a fost cred că anul cu cele mai multe accidente pe muntele acela, și chiar mi-a plăcut super, super mult. Și da, cum a zis Traian, e cumva o întâmplare creepy pe unul dintre cele 7 vârfuri de cucerit ale lumii, sau 7 summits. Munți pe care eu nu o să mor niciodată. Hei, hei. Mm-hmm. Nici eu nu cred că o să trăiesc ceată poveste horror. Bă, mie nu, eu vreau să trăiesc cât mai mult. Da. Sunt frumoși, îi admir, m-aș duce până la baza lor, nu știu dacă aș vrea să urc până... Cred că e o senzație foarte mișto, cred că trebuie să trăiesc un pic o senzație apropiată ca să vreau să trăiesc mai mult, știi? Cred că e ca o chestie de drog. Da, bine, mie îmi place să fac așa trasee montane, dar nu cred că aș avea rezistența necesară. Știu că ei se antrenează foarte mult și... Bun, îți dai seama că... Da. Adică nu te urci pe... Da. Și cred că trebuie să ai foarte mulți bani ca să ajungi pe unul dintre 7 summits. Sunt destul de scumpe expedițiile astea. Bă, poate în 10 ani o să fim atât de bogați încât doar o să citim cărți și o să ne urcăm pe munți. Așa să fie. Așa că dacă vreți să ne susțineți, dați-ne un like, un share și un subscribe ca să ajungem bogați, da, să vă povestim cum citim cărți în vârful munților. Sigur. Mai ceva de zis despre Kilimanjaro sau trecem la Max Lee, cea mai fucked-up poveste pe care am citit-o vreodată în viață? Păi, să mă gândesc. Asta a fost una dintre cele mai lungi povestiri din carte. Cu cel mai mult și cel mai mult, cred că mi-a plăcut finalul și cum a reușit autorul să îmbine simboluri din diferite culturi pentru a reprezenta moartea. Da, au fost acolo niște chestii pe care eu, unul personal, cred că nu le-am prins pe toate, n-am prins toate referințele. Dar da, e plină de... Da, și pe mine a făcut să mă gândesc așa, adică, nu știu, aveam acolo un animal care mi s-a părut că arăce cu ceva din mitologie egipteană, și avem și șamanul acela și tot la fel, la final, cumva m-a dus cu ideea că cineva trebuie să facă un sacrificiu. Are și face sens. Ca să nu dăm mai multe spoilere. Vorbim după. Spoilere. Teoriile noastre. Da, ține și nouă comentarii ca să vorbim. să vă spoilerim în comentarii. Da. Următoare poveste ar fi Max Lee, dar despre Max Lee nici dacă să vorbim. Vreau doar să vă zic doar atât. Max Lee este o anagramă și atât. Atât pot să zic. Lăsați-ne în comentarii. Bă, anagramele voastre. Deci despre asta n-ai ce să lași. Nu știu, eu nu știu cum să recomand oamenilor chestia asta. Cred că după ce am citit-o, nu mi-a venit să mănânc 5 ore. Păi, eu n-am avut, dar asta, fac. Și o reacție a unui copilaș pe internet 3 secunde, bă, m-am trezit-o. Cu what the fuck? Deci, mamă, mai știu unul care zice, iuuu. La mine n-a fost eu, a fost exact copilul ăla cu what the fuck. Ambele, știi, eram cumva, zice. Deci nu. Da, acolo, nu știu. Dragă, ar putea să scrie. Tot respectul pentru... A fost un fel de răzbunare pentru vecinii comuniști de la bloc. Cred, nu știu, de ce să te duci într-o... Da, da, pot să zic doar da. Deci e prea scurtă, are, nu știu, 2 pagini, 3 pagini, e prea scurtă ca să putem să dăm... Mai multe detalii fără să dăm spoiler. Ce dar oricum... Bă, deci, sincer să fiu, mi-ar fi și așa. N-am o problemă să vorbesc despre ea, dar am vorbit despre restul, cum sunt simboliste și cum au lucruri de genul și le-am analizat. Asta și la modul... Da, deci, bă... e de tot. Da. No, sunt ok cu... Este despre viața la bloc. Da, despre viața la bloc și despre
Oamenii bătrâni. Da. Hai să trecem la Negru ca o șaptă fără rost. Este, cum i-am zis eu, acest Dorian Gray al... Păi să știi că la asta m-am gândit și eu. Chiar eram curioasă să aud părerea ta. Da, e Dorian Gray direct. Deci... Da. Bine, de fapt nu e chiar Dorian Gray, îți dă impresia de Dorian Gray. Bă, dar să știi că pe mine m-a înșelat la început, pentru că n-am fost atentă la numerele personajelor și m-am gândit că o să fie o poveste de aia cu vampiri și am zis, nu o să-mi plac. Stai că n-am prins ce trebuia să mă prind de numele personajelor. Păi pe fată o cheamă Ioana Dorian. Ah, gata, da. Da, acolo m-am prins și eu, da. Trebuie că mă făceam de căcălă. Eu la final și după ce am citit finalul și mai era așa un citat pe la mijloc în care zice personajul principal tot la fel și ăsta foarte transparent și spune fetei, auzi fată, eu sunt aici cu un motiv, dar ea fiind prea îndrăgostită, nu bagă în seamă și... Era un pic așa. A, și ce mi s-a părut foarte interesant e că toată povestea de fapt e un schimb de mail-uri între tipa asta și o prietenă de despre care nu știm nimic, nici măcar nu-i răspund, nu avem răspunsul la mail-uri, dar e foarte mișto, pentru că scrie acolo la, către, da. Frumos ca și un... Și pare așa, știi, foarte, cum să zic, foarte cute și foarte drăguță și prezintă, știi, tot e roz și roziste lumea toată la început. În prima parte, nu mi s-a purtat de drăguță, mi se părea o prietenă de aia, o enervantă la modul, voi să spun ce am mai făcut eu cu iubitul meu, nu mă interesează ce faci tu. Dar după, da, s-a dus, după aia empatizam și eu cu ea, nu știu, cred că de la jumate, în momentul în care a ieșit din a mai povesti și vedeam viața lor, eram destul de empatic cu ea și eram, bă, care-i faza, ce se întâmplă. A fost interesantă toată ideea și cu Dorian și cu pictura și cu... Bine, mie mi s-a părut cumva și un fel de Dorian Gray în binar cu Dracula, un pic. Da, dar interesant, da, ce să mai, asta e, asta cam asta e... rezumat. Da. E interesant oamenii aia în negru. Da, vreau să aflu mai multe despre vecinii aia dubioși, care era un cărdășie cu Dragoș. Tu vrei să afli mai multe despre toți. Tot. Eu n-am simțit chestia asta, chiar mi-a plăcut, chiar m-am bucurat că au fost așa scurte. Mi se pare că dacă erau mai lungi, da, le strica, eram, bă, le vreau așa scurte, pentru că mă făcea pe mine să zic, bă, ce sunt, știi, rămâneam după ce știam o poveste, rămâneam așa 5 secunde, mă uitam pe tavan, eram gata, nu mai ies din cameră. S-au părut la început, okay. Când mi s-a părut că e doar o poveste cu vampiri sau așa, tindea spre o poveste clasică cu vampiri, era ceva de genul, să vezi, gata, știu ce se întâmplă, nu mai, deja nu-mi place, știi? Dar după aia eram, dar ia uite, s-au mutat ăștia, da, Da, e foarte, a fost ok. Și iarăși, acțiunea rapidă, clară, asta că aș vrea să văd un film. Bine, prima dată aș vrea să văd un film după atunci când nu eram. După Scrum aș vrea să văd o animație, că tot ai stă Kilimanjaro. Următoarea pe listă ar fi... Următoarea este preferata mea. Just lumea lor. E chiar my all-time favorite. Și o povestesc eu? Da, okay. Sigur. Povestea începe cu patru bărbați care pleacă, bineînțeles, noaptea, spre o mină abandonată din zonă. Cu scopul de a aduna fier vechi, ca mai apoi să-l vândă pentru a-și întreține familiile. Locul în care urmau să se ducă se numea Gura Turcului și era unul hulit de către săteni. Aceștia nu vreau să se apropie cu niciun chip de acea mină. Credeau că este blestemată, deoarece acolo avuseseră loc foarte multe accidente, încă din timpul construcției minei, chiar și ulterior. Și la toate acestea se adaugă și povestea unui alt consătean, Piele, cred că se numea. Da. Un sătean care obișnuia să răpească copiii, să-i ducă în mină unde îi omora și, bine, profita de ei și după aia îi omora. Da, Piele e un pedofil bolnav. Da. Prima dată nu mi-am dat seama că e pedofil, după aia m-am prins. No, what the fuck? Nu, se ducea să-i mânghe. Da, se juca cu ei și după aia. Păi a fost... asta, iarăși. Citești cartea asta, te uiți tu, ai o poveste despre unul soție mină și pe aia copii și eram, bă, ce mă, unde am aici? Bă, citeam acu 5 rânduri, citeam ceva ok despre o legendă și acum îl bași pe ăsta mare pedofil dubios.
Da. Bun, dar bun. Adică, bă, mișto. Horror, scuze-mă, te-am întrebat iar m-am lăgurat pe înainte. Da, și pe inițial se credea despre respectiv că era un loc sacru, că acolo apăreau ielele din mitologia populară a noastră. Și cumva muritorii nu aveau ce să caute. Și după aia crimele și accidentele întâmplate au transformat locul într-unul nefast, bântuit, și locuitorii satului îl numeau Gura Iadului în loc de Gura Turcului. Și bineînțeles, bărbații se duc în mină și la fura de fier vechi. Da, la fura de fier vechi și li se întâmplă chestii ciudate. Aici aș pune ca un plus limbajul. Mi-a plăcut foarte mult dialogul între oameni și modul în care, nu știu, fiecare vorbea, fiecare era diferit și toată chestia asta prin dialog. Mi-a plăcut. Da, spune. Cum a fost, dar nu știu cum se numește, am vorbit noi în primele episoade de podcast, ziceam noi că seamănă puțin cu Ion, cum se numește cartea, cu cei doi care se duceau la fermă. Despre șoareci și oameni? Așa, șoareci și oameni. Aceeași chestie am văzut și aici, un dialog foarte mișto și îți dădeai seama care e ăla mai înțeleptul, care e ăla mai bătrân, care e ăla mai tâmp, mai nu știu ce. Foarte interesant. Dar și autorul spune că Stelică nu ducea grija copiilor și avea idei mai, cum să zic, mai îndrăznețe, mai... că el a fost cu ideea să se ducă în mină, să facă rost de banii. Da. Ceilalți erau mai cu frică de Dumnezeu, mai superstițioși. Da, bună poveste, chiar foarte bună. Da. Și... mie mi-a plăcut foarte mult că a avut, mi-a dat așa un iz de bază și că a avut elementele astea de folclor, de creaturi mitice de la noi din mitologia noastră. Despre ele, despre, mi s-a părut că ar fi și un pic de strigoi sau, bine, sau striga, m-am gândit la Witcher, mi s-a părut că seamănă cu un personaj de acolo din Witcher 3. Păi, da, eu nu știu, n-am jucat Witcher, dar mi-a plăcut și mie la fel cum ai zis și tu. Adică toate elementele astea pe care le-ai enumerat și ideea de folclor și de chestii autentice mi-au plăcut. Da, și la final ai văzut când se întoarce pe bărbatul care fusese trimis în sat. Nu mai are curaj să intre în mină pentru că vede acolo o creatură asemănătoare unui berbec sau ceva genul și... Da. Da. De unde și poarta iadului. Da. Dar, uite, aș vrea să văd, că am zis de celelalte, că aș vrea să văd filme animații. Aici ar merge un videoclip în care să cânte Surorile Oșoianu pe fundal. Da. Bă, deci cred că s-a zbârlit pielea pe mine. Da. Ar fi genial o combinație de Surorile Oșoianu cu Flavius Ardelean horror. Da. O să încerc să le dau un mail, nu cred că o să mă bage nimeni în seama. Subcar faci cu ceva. Nu, deci cu cred că doar Surorile Oșoianu, doar vocile lor geniale și cu povestea în sine, să ai cumva o chestie vizuală și cu partea audio, cred că ar fi senzațională. Cred că ar rupe tot. Și m-a făcut cumva să mă gândesc poate și la un labirint, că mina era un labirint și că berbecul ăla de fapt nu era berbec, era mult ceva, un minotaur ceva. Minotaur. Da, dar parcă era descris pe rea bine. Poate era altceva. Eu am păstrat-o mai autentic românesc. Da, păi de-aia am zis și eu, am zis așa că second tot. Ok. Da. Următoarea poveste este Toma, administratorul. Și cu asta am zis tot. Da. E chiar că am zis tot. Poveste pe care Dan a recomandat-o. Dan, lasă-ne comentariu. Spune-ne cât de mult ți-a plăcut Toma. Da, e o poveste bună. Da, nu, aici chiar n-avem ce să povestim. Da, mie mi s-a părut că seamănă puțin cu jocul lui Geralt, începutul. Bă, nu știu, dar cred că am citit jocul lui Geralt diferit. Și parcă deci țin minte sigur că am citit ceva care începea așa, cu un călător care e obosit și merge cu mașina și îi se pare că vede ceva pe drum. Deci cred că oriceva de la Stephen King, oriceva de la Serge Brussolo, deci știu sigur că am citit ceva asemănător undeva.
A, și cu chestia aia cu parcarea cu mașini abandonate, ai văzut Wrong Turn? Nu, n-am văzut multe chestii. Da, deci era un film cu o familie de canibali care puneau capcane și atrăgeau cu călători. Cred și aveau acolo, în spatele casei lor, aveau o parcare din asta cu mașini abandonate. Deci de acolo mi s-a părut ruptă scena aia. Da, nu... Bine, nu știu nici... Nu știu dar nici, nu este cred. Vorba despre canibal, da? Nu, este ceva cu totul diferit, nu vă așteptați. Păi, e ceva foarte scurt și foarte, da, bă, ce, dar da, bun. Adică mi-a plăcut. Da. Există șansa să ne repetăm timp ce spune că sunt foarte bun, dar chiar sunt foarte bune poveștile. Ce mai avem? Mai avem două, Omul cu chip de cal și Vis cu furnici. Da. Cu care să începem? Păi, acum... Hai cu Omul cu chip. De fapt, hai cu Vis cu furnici, cu Omul cu chip de cal. Bine, care ți-a plăcut mai mult? Omul cu chip de cal. Hai să lăsăm la final, ca să terminăm, da, și noi. Conată. Pentru că și mie Vis cu furnici nu mi s-a părut. A fost ok, doar că nu, da, m-a și asta foarte prins atât de mult. Da. Da. Mi s-a părut la fel. Mi s-a părut vagă și foarte scurtă și... mi s-a părut că sfârșitul era de fapt începutul. Da, a fost o chestie de asta circulară acolo, cred. Da. A fost despre un bătrân interesant care vrea să-și regăsească soția. Și strângea gunoaie dimineața până seara. Și... Da. Da, de ce am zis chestia asta e că au mai fost cazuri, stai că vezi și la televizor și auzi de cazuri în care oameni singuri bătrâni strâng tot felul de gunoaie, doar că aici avea un anumit scop. Da. Mult mai în plan astral, dacă îmi permiteți să folosesc aceste cuvinte de Halloween. Da. Și cu astral, cred. Vrea că... să facă o călătorie specială. Da. Și Omul cu chip de cal, dacă vrei să-i fac așa un rezumat, e... Ce să fie, mă? O poveste polițistă. Bă, da, neaușă. Are o chestie așa autentic. Polițist de la român. Hai, bă, cum facem să prindem? Mi-a plăcut mult emoția. Povestea e că dispăreau oameni din baruri, din zona cetății, sper că zic bine, și dispăreau din tot felul de baruri și apărea un om care lua diverse forme. În cazul de față, în barul respectiv lua... era omul cu chip de cal, omul cu chip de cal care și mirosea cal, că era un detaliu foarte important. Da, și... un parfum special. Da. Și încercau să dea seama cum dispar oamenii și observați că imediat povestea debutează cu un polițist care încearcă să-și dea seama și cumva și el e speriat de omul cu chip de cal. Da, și omul cu chip de cal ajunge să-l caute. Da. Și îi dă un bilețel să se ducă la o adresă și la acea adresă descoperă ceva. Da. Bă, interesant. A fost așa o chestie polițistă. Bine, așa e și la asta. Horror, finalul. Fantastic. Da, e fucked up. Da. Și te face să tu la fel să te întrebi și să fie multe piste acolo și multe, multe idei. Da. Dar da, mi s-a părut că a început ca un thriller și după aia s-a transformat încet încet în horror. Da, da. Așa ai observat că ăsta, deci detectivul, cum îl chema, Petrescu, parcă, da, e singurul personaj care apare în două povestiri? Nu. Da, apare în Negru ca o șoaptă fără rost, că era detectivul. Ah, pe bune, el era polițistul ăla? Da, îl cheamă Petrescu. Adică eu m-am gândit că e același. Nu cred, nu m-am gândit la asta. Da, genială remarca. Și apare și aici. Gata, mă duc că casting tot. Foarte bună chestia asta. Nu m-am gândit niciodată. N-am făcut niciodată legătura între Petrescu ăla și Petrescu ăsta. Sau cel puțin între polițistul ăla și polițistul ăsta din Omul cu chip de cal. Mi-a rămas numele, știi? Și eu am zis, ok. N-am remarcat asta. Și dacă avea o legătură aparte sau pur și simplu... Petrescu este un nume comun. La fel ca Ionescu, da, ca, da, Marinescu, Petrescu, ca Dumitrescu, ca... Nu știu. Tu ce stelănesc. Escu, da. Da. Și mie mi s-a părut că a fost și cumva o poveste în ramă, un oraș în oraș.
cetatea Da, a avut fiind chestia asta cumva o altă pe... lume, Exact, fără ei da. să aplicau alte reguli. Da. A fost un pic. A fost un pic de, cred că, cu Elia de la Țigân ce avea chestia asta. Da, uite, chiar că și ideea după aia de ne mai recunoscând lucruri și astea Da, părea da. să aibă un pic de... Acum mi-a picat fisa. Și eu iarăși vreau să aflu mai multe. De ce alegea pomul ăla cu chip de cal, nu știu, formele pe care le lua, în funcție de ce alegea? Și în funcție de ce alegea oamenii pe care vrea să-i răpească? Lăsați-ne în comentarii. Mă, nu, eu consider că toate poveștile astea, tocmai asta le face horror. Bine, poate nici noi n-am povestit atât de, că sunt atât de horror, dar fiecare, lucrurile pe care nu vi le-am povestit, de fapt sunt lucrurile horror din cărțile respective, da, și lucrurile nu care vrem îți să dau vă stricăm. fiori cumva pe șira spinării. Da, față e că povestirile în sine sunt foarte scurte și dacă noi v-am povestit totul nu prea ar mai avea rost. Da, ar strica toată senzația. Sper să vă dăm, da, minimul necesar de informații cât să vă intrige, ca să le citiți. Și să încercați să și găsiți cartea, căutați-o, deci trebuie să da, fie... La un anticariat, la ceva, eu zic că sigur. Bă, dacă e ceva și chiar e lumea interesată de aclofobia, facem o scanăm. Nu facem mă, ceva. Dăm, o facem un giveaway. Cu... Da. Dăm cartea, o facem cadou. Prima carte Reading Buddies. Da. Numai ca să știm că vor fi citite și vor ajunge și la alți oameni. Chiar am vrea, adică chiar am vrea chestia asta să fie citite și duse cumva mai departe și cât mai mulți oameni să afle despre ele. E o lectură, pentru mine a fost o lectură aparte. Da. Da, și pentru mine la fel. Și știi ce mă mai gândeam? Cum ar fi? Bine, dar tu nu ai citit încă celelalte cărți ale lui. Așa. De exemplu și la Bizarul Prozei și la Beznă erau ilustrații făcute de, cred că, prietena sau soția lui Flavius. Okay. Mi-aș plăcut ca și cartea asta să aibă înainte de fiecare povestire ilustrații. Poate o să vedem în altă ediție? Ediția a patra? De cine știe? Păi, sper să apară și... Adică sper să apară mai multe ediții, să fie reeditată cartea sau, bine, să fie publicată din nou, cel puțin, că nu mă pricep la tot procesul de reeditare și ce presupune, dar eu chiar aș spera să mai fie vândută și să se mai facă tiraj. Da. Pentru că pare o carte destul de dorită. Am văzut că tot timpul este în stoc epuizat. Adică am încercat să o prind vreo două ori și n-am reușit să o prind. Și chiar mi-aș dori. Și chiar mi-aș dori să fie făcută curând. Adică cumva și autorul și Flavius Ardelean să se bucure de... Sau nu știu dacă neapărat să se bucure, dar să vadă că... Să fie cunoscut, asta, da, de exact, mai mulți cititori. Chiar merită aprecierea pentru creația asta. Da. Eu, deci chiar eu nu credeam că o să pot găsi în literatura noastră ceva așa înspăimântător. Și chiar a fost, nu știu, super pe gustul meu. Da. Și chiar am devenit fan. Da, și sincer să fiu, chiar ar fi interesant să mai căutăm, să vedem dacă există și alte lucruri, alți autori de cărți horror sau cel puțin povești horror scrise de autori. Poate și mai vechi și în timpurile trecute, să zic așa. Chiar, da. Chiar sunt curios. Da. Păi cam asta e. Mai vrei tu să adaugi ceva? Nu. Cam asta a fost episodul nostru special de Halloween. Sper că v-a plăcut și că v-a făcut curios să vreți să citiți cartea. Am vrea să ne spuneți, cel puțin eu sunt curios de ce cărți horror ați mai citit sau cel puțin dacă ați citit ceva cărți horror în perioada asta, dacă știți literatură horror de la noi, literatură română horror, e, cu atât mai mult vă rugăm să ne împărtășiți recomandările voastre. Și nu știu, Cristina, dacă mai vrei tu ceva de la... Nu, și eu la fel aș vrea să știu părerea voastră despre povestirile voastre preferate, dacă ați citit deja cartea. Dacă nu, ce ați mai citit de curând? Ce recomandări de cărți horror aveți și ce autor de horror contemporani sau
poate chiar cărți mai vechi aveți pentru noi. Păi, cam astea fiind spuse, Aclofobia, 10 povestiri macabre, vă recomandăm din tot sufletul. Din tot, da, primește 5 steluțe. În toată întunecimea sufletului bolnav, ca să fie și ceva de Halloween. Toată treaba asta și nu știu ce să zic. Da, dacă sperăm vreți că... să vi se transforme orice loc din casă normal într-unul înspăimântător și groaznic, citiți cartea. Citiți. Merită. Merită. Da. Lectura, sperăm să aveți o lectură cât mai urâtă din partea noastră. Da. Perfect. Păi cam ăștia am fost noi pentru episodul de astăzi. Podcastul îl găsiți următor. Da, da, clar, o să fim aici la mai multe episoade. Și podcastul îl găsiți, cum ai zis, de fiecare dată pe YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify și toate platformele, pe Instagram și pe Facebook vă invităm să ne dați câte un like dacă vă plac, mai punem pe acolo câte o imagine, câte un lucru interesant legat de cărțile pe care le citim. Și cam atât. Da, chiar avem secțiuni cu citește cu Cristina și citește cu Traian. Putem să lansăm așa un mică mic challenge. Da. Pe cine susțineți? Să aveți un challenge și să citiți cu amândoi dacă citiți foarte mult și... Da, păi atunci cam asta am fost. Noi am fost aici cu lectura pentru Halloween-ul ăsta și cum ce ne fiecare dată să citești e marfă. Mulțumim. Spor. Pa, pa. Pa, pa.